Doamnelor și domnilor, bună ziua, mulți iubiților și stimaților, vineri 28 octombrie 2016, bună ziua. Săptămâna trecută eu am lipsit, e vorba de asta, din și cauza mea n-a fost emisiunea. Cuvântul vrei, nu vrei, asta este, suntem puțini și ne-ar trebui niște colaboratori, așa că care dintre voi se simte în stare, să poată să muncească, ce să muncească, să vrei, să vii aici. Amuzant ești. Da. Oameni buni, suntem în plină facere a campaniilor. Lasă campania. Bineînțeles. Ce ai făcut? Săptămâna Europeană pentru sănătate și securitate în muncă. Deci săptămâna aceasta. Îți dai seama că ai ieșit din cadrul total. Că tu dar s-a văzut burta. Trebuia să vadă burta. A, nu, ce scrie aici? Nu mesajul, burta trebuia să vedem. Da? Cine zice, râdeam ieri cu cineva sau alaltă, el zice, băi, eu n-am, ce trebuie, bă, 6 pătrățele pe abdomen? Eu am un singur pătrățel, dar e așa. Adevărat. Da, deci săptămâna sănătății și securității în muncă, săptămâna europeană, un domeniu foarte important în... Și existent în România. Mă, tu ai lucrat în afară. Da. Ai lucrat în fabrici. Da, și uzine. Și uzine. Da. Niște reguli fără care discuții. Să te protejeze, să nu te îmbolnăvești, să nu te accidentezi. Da, dar erau și luate în seamă. Și erau luate în seamă. Bineînțeles. E, asta trebuie să facem și noi aici în țară. Hai că zic o chestie. Ca și exemplu, dintre cei care ne urmăresc, lucrează mulți în străinătate și mulți dintre ei lucrează chiar cu forme legale. Deci vor ști că nu bat câmpii, că nu zic prostii, nu zic prostii aici. Am lucrat la un moment dat la parcarea unui supermarket. Când zic parcare, mă gândesc că lucram în afară. Da. Pe un hectar sau cât dracu era acolo, în afară, deasupra era cerul și treceau din când în când avioane. Da. Corect? Nu aveam voie să... Bine, supermarketul era în lucru, deci exista și construcția la care se lucra. Da. Nu aveam voie să intru în parcarea respectivă fără cască de protecție, fără mănuși de alea cauciucate și fără bocanci cu vârf metalic. Da. Înțelegeți? Și de asta spun că se și ține cont de regulile astea de sănătate și de protecție în muncă. Da, da. Spre deosebire de România, unde nu știu exact în câte locuri... Am văzut undeva într-o parcare, da, în Timișoara, lucrând cu căști în cap și m-am apropiat... Erau doi mineri care îl ziceau mă ceapă unul. Era dimineață, era încă răcoare, s-a anunțat o zi de vară torid și așa și fost, deci în Timișoara, și m-am apropiat, zic, să văd, erau și cu salopete negre, zic, aoleu, să lucreze afară cu salopetă neagră pe căldura asta care urma să fie, fusese și cu o zi înainte și într-adevăr a fost și în ziua respectivă. Fine, dezamăgirea a fost când am ajuns la gardul șantierului și am văzut toți erau din China. Și purtau căști, respectau chestiile astea, deci vizibile de la distanță. Nu știu, alte reguli care se respectau pe șantierul respectiv. Nu trebuie să iei pe Facebook o poză cu doi tipi care lucrau un acoperiș și stăteau pe acoperiș ca pisicile, fără cască, fără nimic, fără centură, fără... Nu știu, poate am distribuit o imagine cu unul care stătea plecat și scândura era pusă pe ceva de genul, casei și pe spatele lui și celălalt dădea cu var. Chiar am să vă rog dacă aveți cum să... De câte ori ați văzut în România, cu ochiul, de nu din auzite, am auzit eu că se săptămâna, că se ține siguranța în muncă, se ține cont de ea. Cu ochiul, de câte ori ați văzut un muncitor într-un anumit domeniu? Nu uita că vorbim de țara în care nu e an în care să nu fie unul mort sub un mal de pământ. Nu e an să nu se întâmple. Muncitor în centrul Bucureștiului a săpa un șanț și a picat un mal de pământ pe el. La noi se întâmplă chestia asta. De ce? Pentru că pământul are altă... Eu discut destul de des de treaba asta și prezint cazurile astea. Îmi sar în ochi de la știri și sunt conștient că la știri nu ajung nici măcar jumătate din accidentele de muncă de genul ăsta cu malul de pământ. Concluzia mea pe ceea ce înseamnă mal de pământ este foarte clară. Este vorba de lăcomia patronilor firmelor de construcție. De ce zici? Pentru că e în felul următor. Și, cum spun, eu am zis la un moment dat, fără să știu foarte multe date, zic că aș băga mâna în foc. Da. Că în toate proiectele de prevăzute pentru șanțuri, da, sunt prevăzute cheltuieli cu întărirea malurilor. Așa cum scrie la lege cum trebuie făcut. Cineva mi-a spus, bagă mâna în foc liniștit, că așa este.
Nu cineva care domene, în domeniul contabil. Ce faci? Ai făcut 100 de kilometri de șanț. Da. Cât ai câștigat că tu n-ai cheltuit cu... A, bineînțeles. Cu păi asta. Deci, la 100 de kilometri îți iei o mașinuță. Păi stai, mă, omule, că noi avem în sânge, probabil, chestia asta cu asfalt mai prost, pentru că mai câștigăm un bănuț de acolo. Da? Punem un asfalt. Nu, hai prost. Să nu mergem pe de ce pe cale. Să, nu vreau să vorbesc de calitate care este proastă. Eu vreau să vorbesc de nerespectarea unor reguli care... Da. Pot să ducă... Deci, la moartea cuiva. Da, da. Această nerespectare... Acela bucitor nu sunt. Deci, cum să spun, e groaznic. Și atunci când vorbim despre sănătate, securitate, despre siguranță în muncă, cum ai zis tu, safety, cum spun americanii, englezii, toată lumea se gândește la moarte, la tăieturi, sânge și asta. Asta e un aspect, aspectul violent. În zilnic mor în lume 200 de oameni în accidente de muncă. Zilnic. Deci în 24 de ore 200 de oameni mor. Fine, deci numai în județul Neamț, în 2013 au murit 12 oameni într-un an. Înmulțim la nivel de global. Dar este partea cealaltă care nu se vede. Sănătatea. Cum este afectată sănătatea oamenilor. Cât iese la pensie, și cum spun de fiecare dată, îi dăm deoparte pe cei bolnavi, corect, pensionari pe caz de boală, așa, și mergem pe pensionarea pe caz de boală, deci, adică să ajungi la 45 sau 50 de ani și să fii bolnav, să nu mai poți lucra și boala să fie cauzată de condițiile grele de lucru, da, nerespectarea unor reguli. Cum e în armată, de exemplu. Nu. Deci nu vorbesc de treaba asta. Eu sunt ironic, deci, nu, dar nu vorbesc de... Hai ca să vorbim clar aici, ca să... Da, ok. Să fie... E un subiect serios, dar eu nu pot să mă abțin, că asta știu. Este. Vorbim deci, de... acolo este altă treabă. Armată, poliție, cei care ies la altă vârstă. Deci ei nu ies bolnavi. Nu ies bolnavi, ies sănătoși. Foarte sănătoși. Deci ei vor continua să lucreze. Mulți din armată, mulți din poliție vor lucra. Din justiție care ies... Vorbim de condiții de muncă. Da, luăm un atelier de, nu știu, țesătorie, de zim, de confecții unde se lucrează la... De cele mai multe ori am auzit povestea asta, la lumina unui neon, vai de curului, dacă poți să vezi ce faci acolo, da, la înghesuială, la temperaturi foarte mari, la lipsa posibilității să te duci la budă, să-ți faci și tu nevoile ca om și așa am mai departe. Auzit, sunt condiții, acum să povești. Nu vine să cred cu mersul la toaletă, sunt povești, dar am auzit, deci eu am mers prin multe firme, am vorbit cu foarte mulți oameni care au lucrat în firmele din România, știi? Și în momentul care spune 1, 2, 3, 4, 5... Hai că unul exagerează, 2 mint. Da, deja știi? Când zici o gașcă întreagă treaba deci asta... Deci când spun treaba asta, deja... Bun, vorbim seama. De condiții de muncă într-o spălătorie auto, unde la minus 30 de grade iarna tu stai cu furtunașul ăla și speli mașina afară, pentru că e spălătorie auto, asta este meseria asta și nu am văzut să aibă o cameră unde să aibă ținută uscată încălzită, unde să încălzească... Ceva. Corect. Deci și... vorbim de condiții. Cui pasă? Arată-mi un patron căruia îi pasă de condițiile de muncă bune pentru angajat, că eu le iau acasă și mă mărit, nu mă însor, îl iau de bărbat. În roman, în zona romană. Și cum să spun, după aceea apare partea cealaltă cu contracte de muncă de o oră, de două ore. Vorbim de, dar e bine că e săptămâna, deci mi se pare la fel de inutilă chestia asta pe care o porți tu pe tine, ca și, hai să atragem atenția că, cum au făcut aia cu vreo 3-4 săptămâni, orașe verzi, zone verzi, e la fel de inutilă ca și chestia aia. Nu, bine că știm că să poluăm. Oamenii trebuie să știe, în prima zi de lucru, ei trebuie să vadă legea care îi protejează, legea care stabilește regulile, legea 319/2006, legea asta securității. Asta ar trebui să vadă. Deci, în prima zi de lucru, asta trebuie să vadă. Prima zi, omul nu intră să dea cu ciocanul, nu intră în pâine, cum se spune, intră în pâine în modul acesta, să vadă legea, să vadă regulamentul intern din firma respectivă, ca să știe ce drepturi are, ce obligații are firma față de el. Păi trăim în aceeași lume. Deci, pentru că eu am senzația că angajatul când intră prima oară la muncă e mulțumit că patronul respectiv îi acordă o șansă și care are posibilitatea să câștigi un leu, muncind cu brânci ca un sclav. Trebuie să știe și treaba asta. Deci, cum spun, realitatea firmele care colaborez eu respectă treaba asta, știi? Pe hârtie sau... Nu, deci firma care vorbim, deci...
Da. Așa, nu facem reclamă mai mult. Nu, deci, dar o să le tăiem ochitanțul. Deci merge pe respectarea legislației în domeniul acesta și a venit cu un standard foarte înalt pe chestia asta. Bun, de vreme ce există și nu a închis încă și n-a fost dată în judecată de nimeni... Da, cum să spun, mulți patroni s-au mirat, cum adică să măsor, să am un buletin cu măsurători privind nivelul de praf și pulberi într-o croitorie. Da, uite, la noi e o chestie care nu se face și probabil bine, că nu fac nici cei care lucrează cu corect praf, cu ciment, da. Cu efectiv. Da. Măsurători privind nivelul de lumină de la fiecare loc de muncă, luminozitate. Zic, băi, ăștia și-au făcut. Bun, dar angajatul e... În primul și în primul rând, el este interesat de nivelul salariului. Asta e bun de-l doare, că măi, românul poate lucra în praf, poate inhala azbest, poate, nu știu, Omul începe să înțeleagă un lucru, că nu poate să pună în balanță, să echilibreze, da. Sub nicio formă, nicio cantitate de bani, nu poate să echilibreze sănătatea. Corect. Deci în momentul în care... Mai ales în condițiile în care deștepții ăștia de la guvernare au decis retragerea de pe piața medicamentelor ieftine pentru că nu mai sunt conforme. Nu știu, e un alt aspect. Ajungi și medicamente ieftine, dar dacă iei multe și ai dat într-un an un salar, adică da. O lună de zile dintr-un an lucrezi pentru medicamente ca să poți lucra într-un caz fericit. Deci pe medicamente ieftine, cum ai zis tu. Da. Dar, din păcate, deci lumea trebuie să înțeleagă. Stai așa o clipă. Dacă lucrezi pe banii care mi dă firma. Un lucru trebuie să fie foarte clar. Voi lucra bine, dar nu voi lucra nicio clipă, asta trebuie să fie pentru toată lumea, nicio clipă în condiții care să-mi afecteze sănătatea. Sănătatea, fără discuții. Deci despre asta este vorba. Și acum putem trece pe partea de politică. Și pe partea de realitate. Da? Hai că eu sunt cu partea aia altă. Da. Foarte bine ce spui tu. E frumos, e fain. Mă bucur că respectiva fabrică se bagă în chestiile astea și că e interesată conducerea ca angajații să o ducă bine. Partea de realitate însă e ciudată și cumva opusul acțiunii astea, pentru că acțiunea este bună, e ca și cum ai spune, trebuie să luptăm împotriva violenței familiale și gata, acasă bărbații își bat în continuare femeile, nu da, se întâmplă nimic deosebit. Dar, acum, dar e bine să știm că există violență familială. Da. Ca să nu le amestecăm. Deci, ceea ce înseamnă securitate, sănătate în muncă, da. Deci, sunt firme care fac eforturi pentru a respecta... Hai să le numărăm pe degete, de la o mână. Deci, câte firme fac chestia deci, asta? Și TRV, și Cersanit, și Mital, și Somaco, și... Ce mă, vorbim de Mital, unde am văzut cu ochii mei oameni cu căciuliță lucrând sub o țeavă de 200 de tone? Stai așa o clipă, stai să-ți mai spun încă un aspect de realitate. Deci, cam pomenit de Mital. Deci, Mital, de când s-a privatizat, a investit foarte mulți bani în departamentul acesta. Da. Și sunt foarte multe reguli și cunosc... Și Română investește foarte mulți bani în societatea clepsidră, dar asta nu înseamnă că e un oraș cultural. Nu, stai așa puțin. Dar cunosc cel puțin o persoană, deci adică o persoană o cunosc care și-a pierdut locul de muncă pentru că nu a respectat regulile de securitate. Eu am auzit de 20 de persoane care și-au pierdut viața pentru că nu au respectat locul. Dar nu, deci i s-a spus, trebuie să ai cască, să ai antifoane, să ai ochelari, să ai mănuși, să ai bocanci, da. Și el nu a respectat treaba asta și i s-au dat. Deci, da. E cazul ăsta. Bun, deci acum, ține de mentalitatea angajatului, nu neapărat angajatorului. Angajatorul, da, angajatorul trebuie să urmărească ca angajații să respecte regulile. Corect. Că dacă angajatorul i-a dat cască, i-a dat bocan și a spus trebuie să le porți și vine și au fost cazuri, băi, puneți casca în cap. A, nu mi-o pun. Și exact cum ai spus tu, că lucrai sub aer liber, da? Da. Sub cerul liber. Așa. Eram obligat să o am, pentru că altfel am întâlnit o persoană care, la fel, aici, deci la o fabrică, lucra sub cerul liber, n-avea nicio macara în jur, nimic, și nu vrea să poarte casca. Dar de ce să porți? Ce riscuri există, ce pericol există, ce nu știu ce. Am încercat, prin discuții, să îl conving. Vreau treaba asta, deci nu, hai să luăm, să aplicăm sancțiunile care există în regulamentul intern, pentru nerespectarea regulilor acestea. Stând de vorbă mai mult persoana respectivă, da. Am aflat că a lucrat în Germania. Exact în aceleași condiții, sub cerul liber. Și zic, acolo purtai casca? Obligatoriu. Da.
Păi de ce acolo o purtai și aici nu o porți? Păi acolo era altceva. Ce altceva? Mor când aud chestia asta. A, acolo e altceva, frate. Care e diferența? Adică, scuză-mă, de ce acolo e altceva? De ce e altceva? Pentru că avem alți politicieni. Alți politicieni. Azi noapte, la ora 12, s-a încheiat operațiunea de, și trecem la alt subiect, operațiunea de depunere a candidaturilor. S-a încheiat, gata? Așa am auzit la radio dimineață, că a fost ultima zi. Mulți cunoscuți, mulți necunoscuți pe listele partidelor, atât la nivel județean, de fapt la nivel județean cel puțin, o grămadă de cine? Da? Adică am primit dimineață, n-am nimic cu niciun partid. V-am spus, mie, eu îi detest profund, în mod egal, pe toți. Mie nu-mi place politica și politicienii în mod special. La fel, dar în fine, pe alții care detest mai mult. Deci eu îi detest în mod egal pe toți în materie de partide. Am văzut aseară, azi dimineața am primit comunicat pe mail, n-am mai apucat să postez și pe pagină și după aceea o să fiu acuzat că sunt partinic, dar o să postez. Am primit de la USR. Și stau și mă gândesc, mă, cine să uniți? Uniunea Salvați România. Da? Ok. Acum n-am nimic, bă, partidele mari și partidele mici. În continuare, cred că e o idioție să ai 500.000 de partide la o populație de 16 milioane. Dar trebuie două marșilate, frate, ăștia suntem, ăștia ne batem. Da? Adică dacă Marea Britanie rezistă cu două partide, bă, principale și restul să învârți sateliți micuți în jurul ălora, au o stângă și o dreaptă. Tam, greva dracului, de înțeles, numai noi. O clipă. Marea Britanie nu a trecut prin perioada neagră a comunismului. În perioada neagră a comunismului era un singur partid. Da, da, asta și-a pus amprenta, înțelegi, asupra modului de a gândi, da, modului de a aborda politicienii, modul cum sunt politicienii, da, pentru că pe vremuri eu chiar n-am mers la vot pe timpul comuniștilor. O singură dată am mers la un referendum la care a fost cu derogare să dea la 16 ani. Era un referendum prin care România să reducă cheltuielile militare cu 5%. Sau ceva de genul ăsta, 1%. Înțelegi? Și era o chestie așa, zic, băi, toată lumea, bineînțeles, cum spun, aliniați, referendumul era că erau profesori, s-a votat în sala de festivități la Roman Vodă, la Corpoa, da. Aliniați toți frumos, la ora 7 sau 8 dimineața, pac, frumos, intram și așa. Sunt de acord. Știi? Profesorii erau în față, deci votai în fața lor, deci nu era în cabină de vot, da, nu știu ce. Stăteam și mă gândeam, zic, băi, stai așa, tai nu lucrează în armată, eu sunt de acord să reducă cu 5% cheltuielile militare. Știi? Deci, ca și interes personal. N-aveam nicio treabă. Că, cum să spun, putea să, ca și efect, nu s-a văzut nimic bun la noi în țară să crească nivelul de trai atunci, sau chestii de genul ăsta. Bănuiesc că Ceaușescu ar fi fost altfel văzut dacă reducea stagiul militar, perioada aia, dar el folosea forța de muncă a soldaților în campanii agricole. Ne întoarcem la liste, pentru că de aici plecasem. Vom trece prin două știri foarte repede. Sunt de pe 24, țineți cont de chestia asta. Între timp e posibil să se fi modificat puțin informația, dar în ceea ce privește data de 24, asta ar fi. PSD-ul și-a definitivat listele pentru parlamentare și pe urmă o să trecem imediat la Sorin Cazan, care deschide listele. Da? Sorin Cazan deschide listele. Vedem știrea cu PSD-ul prima dată, da? E o știre care durează vreo 10 minute. Vrei să o vedem pe asta? Eu vedem, hai. Vedem știrea cu PSD-ul și care și-a definitivat listele pentru parlamentare. Comentăm puțin cine anume intră pe liste și unde sunt oamenii noi cu care se laudă. Poate cunoașteți. Poate ați auzit de ei. Ne întoarcem imediat. Ca în toate partidele politice și în PSD Neamț s-a lucrat intens în ultima săptămână la definitivarea listelor pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Într-o ședință a Comitetului Executiv al PSD Neamț, conducerea formațiunii politice a anunțat listele întocmite la forurile de conducere ale partidului, ce urmează a fi validate la centru. Pe lista de la Senat au fost trecute numele unor oameni extrem de cunoscuți pe scena politică locală, în frunte cu Emilia Arcan, președinta organizației de femei a PSD Neamț, romașcanul Dan Manuliu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, Adrian Boureanu, consilier județean PSD, Ramona Davei și Gabi Pavel, de asemenea consilieri județeni ai formațiunii politice.
Astăzi am avut un comitet executiv județean în care am validat propunerile pentru alegerile parlamentare și vă voi prezenta și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră propunerile cu care PSD Neamț se prezintă în fața electoratului din județul Neamț pentru alegerile parlamentare. Și am să încep cu propunerile pentru Senat. Pe locul 1, doamna Emilia Arcan, pe locul 2, domnul Dan Manoliu, pe locul 3, domnul Adi Borceanu, pe locul 4, doamna Dabi Dramona, pe locul 5, domnul Gabi Pavel. Președintele PSD Neamț Ionel Arsene a anunțat și candidații pentru Camera Deputaților, cap de listă fiind actualul deputat Ioan Munteanu, aflat la al patrulea mandat consecutiv, numele său fiind urmat în ordine de Mihai Bârliba, Dan Andrușcă, Ciprian Șerban și Romașcani Alexandru Rotaru și Viorel Stan, inspector școlar general, Luminița Vârlan, viceprimar al municipiului, reședință de județ, Vlad Angheluță, fost prefect PSD și actual administrator public al județului, urmați de două nume mai puțin cunoscute romașcanilor, Victor Marghidan și Ioana Iordache. Pe locul 1, domnul deputat Ioan Munteanu, pe locul 2, domnul Mihai Bârliba, pe locul 3, domnul Dănuț Andrușcă, pe locul 4, domnul Ciprian Șerban, pe locul 5, domnul Rotaru Alexandru, pe locul 6, domnul Stan Viorel, pe locul 7, doamna Luminița Vârlan, pe locul 8, domnul Vlad Angheluță, pe locul 9, domnul Victor Marghidan și pe locul 10, doamna Iordache Ioana Roxana. Astea sunt propunerile pe care Partidul Social Democrat le propune nemțenilor. Sunt oameni pe care noi, cei din PSD Neamț, îi apreciem foarte mult, oameni care au și experiență politică și administrativă, oameni care au demonstrat că pot să facă ceva. De asemenea, avem și propuneri de oameni tineri, oameni noi. Șeful de campanie al PSD Neamț, deputatul Ioan Munteanu, a anunțat jurnaliștilor pașii următori pe care trebuie să-i parcurgă organizația pentru validarea de către organizația centrală a listei, după care aceasta urmează a fi depusă în două exemplare la Tribunalul Neamț, în termenul stabilit de calendarul alegerilor întocmit de guvern. La București, în comitetul executiv de marți, 25 octombrie, ora 15 sau orele 15, vor fi în cele patru exemplare înaintate biroul electoral, apoi două dintre ele vor merge la Tribunalul Județean. Vom respecta acei pași care sunt prevăzuți în hotărârea de guvern și în calendarul electoral. Aș vrea să vă mai spun de asemenea că eram pregătiți astăzi toți colegii de aici să discutăm mai multe lucruri, mai multe mesaje pe care le avem de transmis. Doar o precizare vreau să fac din toate. Mult ulita de către unii politicieni scădere sau înlăturarea taxelor, cel 102 taxe din programul economic, program ce face parte din programul de guvernare al PSD, va deveni și sperăm că va deveni într-un interval de timp foarte scurt lege. Noi luni am semnat acest proiect de lege. Dorința noastră este ca el să ajungă lege înainte de a se stabili bugetul anului viitor. În sens... Candidata de pe locul întâi la Senat, Emilia Arcan, președinta organizației Neamț a PSD și ex-președinta a Consiliului Județean Neamț pe finalul ciclului electoral anterior, a asigurat pe nemțeni că nu îi va dezamăgi. Ce-mi rămâne decât să asigur locuitorii din județul Neamț, să vă asigur pe dumneavoastră că mergând acolo să reprezint județul, nu o să-i dezamăgesc. Voi face tot posibilul să aduc un plus valoare județului Neamț, eu ca și reprezentant al Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc! Pe locul 2 la Senat a fost trecut președintele PSD Roman Dan Manoliu, unul dintre candidații de serviciu ai partidului la alegerile anterioare, întotdeauna sacrificat pe ultima sută de metri din cauza blaturilor politice transpartinice. Am avut astăzi onoarea de a primi votul de încredere a Comitetului Executiv la propunerea președintelui Ionel Arsene pentru locul 2 la Senat. E un lucru care trebuie să recunosc că l-așteptam de mult, accederea pe o listă de parlamentare. Îi mulțumesc președintelui pentru încrederea acordată.
Și totodată vreau să transmit locuitorilor și cetățenilor din județul Neamț că, așa cum am demonstrat în 3 ani de administrație publică la Consiliul Județean, vreau să demonstrez dacă îmi vor da votul pentru a accede în Senatul României că sunt un om al faptelor și nu al vorbelor și voi face tot posibilul ca fiecare om din județul Neamț să simtă că a dat votul cui a trebuit și că a ales echipa câștigătoare care să-i reprezinte acolo în Parlamentul României. Fostul președinte al Organizației de Tineret, Alexandru Rotaru, se regăsește pe un loc 5 după actualul șef al tinerilor social-democrați, Ciprian Șerban. Acesta și-a arătat încântarea față de faptul că pe listele la actuale alegeri parlamentare se regăsesc 4 tineri. Din vechii parlamentari, domnul Munteanu, care probabil va fi și decanul din Camera Deputaților. În rest, foarte mulți tineri și doresc să-i mulțumesc domnului președinte Arsene pentru că alături de conducerea partidului a hotărât să ofere șansa pentru 4 tineri din organizația de tineret a Partidului Social Democrat să regăsească pe această listă. Sunt convins că alături de cetățenii județului Neamț și activul de partid să demonstrăm pe data de 11 decembrie că județul Neamț este cu într-adevăr roșu social-democrat. Lista organizației PSD Neamț, ca și a celorlalte organizații de partid din țară, urmează a fi validată în ședința Comitetului Executiv Central al Partidului de marți, 25 octombrie. Între timp însă, președintele PSD Neamț, Ionel Arsene, a confirmat faptul că din cauza unor posibile incompatibilități de pe listă s-a retras cunoscutul om de afaceri Mihai Bârliba. Să sperăm că pe listă nu vor apărea și alte modificări până la depunerea acestora la Tribunalul Neamț, când vor rămâne cu adevărat definitive. Bun, și vin cam așa cu listele. Pe lista de la Senat ar fi Emilia Arcan, Romașcanu Dan Manoliu. Vă spun în continuare, vorbim de data de 24, informațiile pe 24, nu știu dacă între timp au schimbat sau nu au schimbat ceva. Dan Manoliu, fost președinte al Consiliului Județean, Adrian Bourceanu, consilier județean, PSD, Ramona David și Gabi Pavel, consilier județean al PSD, Alexandru Rotaru, Mihai Bârliba, Dan Andrușcă, Ciprian Șerban, Viorel Stan. Deci consilieri județeni candidează. Da. Și ce întrebare? Dar nu, mă gândeam că primarul. Da, ajungem și la subiectul ăsta. Dar, cum să spun, te-ai dus acolo ca să faci o treabă și pui ca a fost o verificare să vezi. Bun, una la mână, hai să spunem că toată tâmpenia pleacă de la când au fost alegerile locale? Pe 11 iunie. Iunie, da? Da. Omule, pe 11, după 6 luni, faci alte alegeri. Păi, hai să le punem cap la cap. Bă, ce avem? Primărie și parlamentare. Tam, tam. Ca să nu intri, uite, că se vorbește acum că am adus vorba de primarul municipiului Roman, de Laurențiu Leoreanu. Nu să stăm foarte mult la listele astea, că sunt oameni pentru mine pe care nici măcar nu-i cunosc, înțelegi? Da. Cunosc o singură persoană de la PSD și a doua persoană, care mi-e chiar cunoscută, adică am discutat față în față, iar a doua persoană am văzut într-un clip video, Și acum e președinte de Consiliul Județean. În continuare, clipul nu mai apare pe internet. Nu știu dacă era, nu era, adică dacă s-a ajuns la un proces, deci nu știu, eu am rămas cu ideea că era omul ăla acolo în clipul respectiv, care acum vorbește despre, cum se cheamă? Moralitate și familie și lipsă de misoginism. Un om care dă lecții de viață femeilor. Du-te, fată, și învață. Am citat din clip. În continuare, nu știu dacă el că n-am stat să-l caut, dacă e chiar Arsene sau... Da, da, nu, așa face și eu. Deci trimit la școală. Da, trimis copiii la școală. Nu-i logic să-i îndemn să... Așa. Și vorbim, ne întoarcem la partea cu... Băi, de vreme ce... prin lege, alegerile locale au fost fixate în iunie, iulie, când dracu au fost ele, parlamentarele în decembrie. Dar legea îmi permite ca și primar să candidez la parlamentare, că îmi permite legea și nu că îmi permite. Da, da, da. Vorbim de un... Acum nu că vreau să-l ridic în slăvie. Eu personal văd o schimbare, știi? Acum, că e bună, că unii o văd mai puțin bună, e chestie de percepție personală, da? Și mă gândesc că dacă un primar bun pleacă să fie un parlamentar bun, tot mie o să-mi fie bine. Cumva. Da. Cumva. Dar pe de altă parte nu pot să nu mă gândesc că, bă, parcă mi-a dat țapă. Eu am zis că dacă ai
sânge, da, în instalație, cum se spune, pe stradă, da, poți să spui stop joc în iunie, da, și candidezi în decembrie. Corect. Fără nicio problemă. Așa, când ai tot saci în căruță, când totul e cu verificarea tehnică periodică la zi, cu totul absolut, și mergi la drum și încerci din mers să te sui în altă mașină cu riscul, fără niciun risc de a te accidenta, da, înțelegi? Ori te poți sui când trece mașina mai mare, ori nu te poți sui. Zic că e o chestie de... Da. Deci, nu. Când la asta mă gândesc. Nu există riscul ăsta, știi? La transferul din mașina în care ești, mașina... Deci, în cazul ăsta, da? Ești primar, băi, merg, rulez cu viteza legală, totul e ok, hai că, uite, trece mașina mai mare, mă pot sui în ea fără să... asta. Dar trebuie să prim momentul, adică să fie votul, știi? Mă sui sau nu mă sui? Rămân tot în mașina asta, rămân până la capătul drumului. Urmăresc grupurile de pe Facebook în care romașcanii își au discuții foarte interesante, unele nu violente, hai să le spun, destul de aprinse, legate de candidatura primarului Romanului, actual încă primar al Romanului, la parlamentare. Mulți dintre ei au mers pe aceeași idee. Oameni buni, n-am nimic cu omul, e un primar ok și a făcut treaba, diferențele se văd față de fostul sau de fostul fost. Da. Da, fără discuții. Da. Și deși îl susțin, parcă nu știam așa o senzație că de greață, de divorț. De țeapă. Da? E un fel de divorț. Primarul... Deși lasă, am înțeles, stai puțin că vreau să ajung și la partea asta, propune ca susține, nu propune că nu mai are cum să propună și să numească pe altcineva în locul lui, dar susține o altă persoană capabilă. Da? Deși se vehicula la un moment dat Leonard Vachiriloa e ca viitor susținut, da? Da. La primăria Roman. Dacă am citit bine în presa locală, până la urmă rămâne Lucian Micu. Bun, da, nimic împotrivă, e ok. Bă. Dar, discutam cu cineva, eu am spus, domnule, primarul nostru are ambiții de ministru de învățământului sau ambasador undeva. Poate el are alte viziuni și reformează naibii sistemul de învățământ odată. Dar, mi s-a spus așa, băi, s-ar putea să ajungă la București și eu cu mic. Acolo altcineva face jocurile, altfel te poți umfla în pene, altfel poți să te impui. Au tăcut și alții mai puternici, da, mai influenți. Nu? Corect. Nu? Da. Deci da. E posibil. Posibil să ia țeapa și de la Roman de aici, să nu mai aibă absolut nicio susținere și asta. Bun, mai variantele sunt, da, foarte multe. Și variantele sunt foarte, foarte multe și te apucă groaza că s-ar putea, cum să spun, am auzit niște numere vehiculate pentru contracandidații la funcția de primar. Ia bagă. Corduneanu. Ok. Înțeleg? Nu am auzit, acum aud. Da, știi? Deci am auzit chestia asta, zic, hopa, zic. Așa. Știi ce ar însemna asta? Ce? O întoarcere în timp. Așa, niște chestii. Avem posibilitatea să dăm înapoi, de derulăm pe înapoi, știi? Așa. Da. Un nume cunoscut romașcanilor a fost la butoane la firma de salubritate. Ce treabă avea? Avea și cu gunoaiele, nu? Da. Cred că pe vremuri. Așa, da. Pe vremuri, înainte de a avea dănăilă... Rămâne de văzut, e clar. Primarul Leoreanu este în momentul ăsta pe locul 2 pe listă. E eligibil, dacă înțeleg bine, 100%. Adică vrei, nu vrei, în momentul ăsta încolo merge. Dacă nu se schimbă ceva, dar numai că da, da, e definitivă chestia. El e președinte la Roman, uh-huh. E pe locul 2 pe liste pe județ, uh-huh. Pe județ. Deci da. Așa se candidează. Pe județ. Nu mai e pe colegii? Frate, îmi pui niște... Băi, să mor eu! Pentru că aici e o chestie. Care e chestia? Pentru că el putea să fie pe locul 1 pe listă. Adică și? Cosmanciuc candidează aici, în colegiul Ion Creangă Roman. Nu mai există colegii. Cum... S-a schimbat legea. Astea. Știu că se candidează pe liste și mai mult de atât... Băi, înseamnă că au dispărut colegiile. Deci, eu mă gândeam, zic, bă, stai așa o clipă, colegiul
A, nu știu ce importanță are ba chestia. Da, are importanță la modul că, cum să spun, dacă e pe colegiu, ar trebui să fie pe locul 1. Da? Deci cum a fost Udrea în 2012? Da. Ea a candidat pe colegiu Roman și Ion Creangă, da? Senatorul Chelaru avea o rază mai mare, că pentru senator trebuiau mai multe secții de votare, deci mai mulți votanți, mai mulți electori, deci reprezinți o populație mai mare. Deci aici... Deci s-au schimbat niște chestii, nu s-a schimbat să fie clar trei de parlamentari. Hai să vedem exact ce înseamnă pentru Roman chestia asta, că nu e important să candidează pe colegiul sau nu candidează... Contează și treaba asta, pentru că tu știi care e faza? În momentul în care ai pus pe județ, pe cine reprezintă? Pe județ? Păi n-ai să-l găsești la birou parlamentar de la Roman. O să aibă birou parlamentar la Piatra Neamț. Sau la Bicaz. Nu-l cunoști pe domnul Leoreanu, probabil. Bun, da, dacă lipsește... Își trage aici un birou de Sultan la Pască, pe el de Piatra Neamț. Deci, bigre mare are față de Piatra Neamț. Nu știu ce să zică cei de la București. Bă, stai așa o clipă, ești pe Neamț, nu... Și ce, Romanul nu-i Neamț? Tam, să mai vină și aia cu pace. Și noi suntem ca Brăila cu Galanțul, știi? Să mai vină și aia cu pace, dar ce treabă avem noi? Că până acum tot am mers noi la Piatra. Nu știu, am încredere în chestia asta, adică... Nu, pe Madame Udrea, de câte ori ai găsit-o la birou? Păi au luat-o imediat după ce au ales-o, ce să găsești? N-a fost imediat, 2 ani de zile a fost... Biroul ieși acolo. Biroul este, nu știu ce... Are și un secretar, am înțeles, acolo. Deci care se pot depune... Putem vorbi cu doamna Udrea acum? Nu, doar dacă vă căutați la mănăstire, mergeți la prisloc. Bă, uite, Sorin Cazan. Da, era marea surpriză, surpriză, ironie. Sorin Cazan e cap de listă pe lista proprie. Da. N-am nimic nici cu omul ăsta, dar mi s-a părut ciudat că în urmă cu vreo 7-8 luni, cel puțin la locale, spunea că nu o să fie pe liste, că nu se bagă în absolut nimic, că vrea să lase tinerii să-și da. Probabil și domnia s-a considerat că ne-am discutat pentru că avea o propunere interesantă pentru primar. Nu mai țin minte. Pe Alin Notaru. Alin Antochi. Nu. Nu. Ba da. Nu. Alin Antochi. În fine, da, așa. Ca să nu facem reclamă la cabinetul notarial. Așa. Casa de Cultură. Că eu și cunosc, bre, pe notari. Nu-i cunoști. Bun. Ce trebuie cu notarii? Așa. Bun. Dar mi-a plăcut ideea. Știi că zice, încercăm să susținem și să promovăm tinerii, politicieni tineri, ceea ce mai sus, inclusiv PSD-ul a zis, că... Uite, Ciprian Șerban, de exemplu, Alexandru Rotaru se regăsește pe listele PSD și au arătat încântarea că pe listele actuale pentru alegerile parlamentare se regăsesc 4 tineri. Wow! 4 tineri întregi, îți dai seama? În frunte cu cei mai tineri, cu Dan Manoliu, cei mai tineri. Emilia da, mă mir că nu Ion Iliescu să candideze, că ăla ar fi stare. Cum să spun? Eu am spus în campania din primăvară portretul candidatului ideal. Mă, cred că l-avem deja, dar e președinte onorific al partidului. Știi? Și am spus, băi, ar fi bine ca, cum spun, o chestie de punere în aplicare cu întârziere de 20 și... De ani. De ani, a punctului 8 de la Timișoara și am zis să nu mai candideze nimeni care are peste 41 de ani. Dar ce vrei, mă, să-i urci într-un copac și să vezi dacă se mai pot ține hâț în copacul și... Nu. Deci... atâta, 4 ani de zile. Și lăsăm pe cei... Dar există pericolul ca ceilalți tineri care candidează, da, pentru că îți găsești printre ăștia cărătorii de mape, da, ale așa și pupincuriștii. Corect. Celor bătrâni. Se numesc politicieni. Și-au învățat chestiile proaste de la bătrânii politicieni. Și le-ar perpetua. Deci nu avem o certitudine, n-avem o certitudine a faptului că fiind tineri, da, fiindcă n-au mai fost în politică, nu știu ce, vor fi capabili de a lua acele decizii radicale, corecte și care să ducă spre o evoluție. Deci cu alte cuvinte, tinerii nu au testicule. O parte au și alta n-au pentru că femei. Nu. Asta, uite, știi ce n-am auzit acum? Deci eu tot am vorbit în campania din primăvară de pact.
Sau și-au schimbat denumirea? Ce s-a întâmplat? Habar nu am. Pentru că dădeam exemplu de la adjudent Tămășeni, de acel grup care a reușit să se impună... A făcut PAC, probabil. Nu, am zis că o să-i urmărim și o să vedem ce fac ei în Consiliul Local, cât reușesc să... Cu toate că aș fi vrut să văd în continuare postări pe net, deci pe lumea virtuală, să vedem acolo ce fac, ce contramăsuri propun pentru, știu eu, sau dacă semnalează abuzurile vechilor consilieri și a primarului în funcție și așa mai departe. Vorbim de persoane, ăștia tineri, deși tu pari foarte încântat de ei, vezi că am avut o rezervă acum, da? Da, bun, nu asta. Mai ești atât de încântat, dar nu, totuși ești... Îi susții. Dar mergem pe ideea, ok, cine sunt tinerii? Cum se face politica? Politica se face pe influență, pe relații, pe prietenii, pe relații vechi. Un tânăr nu are cum să aibă relații vechi. De ce? Că da. Nu e el vechi destul. Da, corect? Și atunci, noi ne dorim tineri în politică, dar vor fi tineri în politică siguri, izolați de restul lupilor bătrâni care fac, de fapt, jocurile. Și ăștia tineri... Uite, în continuare, voi da ca exemplu pe Remus Cernea. E clar că omul are și niște idei, nu în totalitate bune. Nu pot să spun că 100% idei bune, dar are niște idei. Vrea să facă niște... Să reformeze cumva apoi. Da, știi? E, n-ai cum. De ce? Pentru că e de capul lui. Dar nu are susținere. Nu are susținere nimănui. Pentru că lupii bătrâni, haitele astea bătrâne de lupi, zic. Da. Grupuri de lupi care este, da? N-au interesul să schimbe. Grupuri de interese pentru că... Corect. Și atunci, uite, avem niște oameni, mă uită cu tine la Pru, la Neamț. Da. Da? Economiști, tehnicieni, ingineri, operatori IT, biochimiști, ăștia de la Salvați România, sau cum se cheamă, Uniunea Salvați România pentru senatori, e inclusiv un mecanic auto. A un mecanic auto, care, nu zic, poate fi un mecanic auto bun. Da. Da, și orice om în politică are un cuvânt de spus. Da. Că e bun, că nu e bun. Un mecanic auto. Mă mai uit. Hai bă, că erau niște nume pe aici. Râdeam. Că n-am auzit de niciunul din ei. De niciunul din ei. Și mă întreb, cine a auzit de ei? Da, de la Pru. Păi uite, aici aveai... Nu văd numele, uite-mi scapă. Numele. Fizicianul Grecia Constantin. Da. Daniel Oșdeș. Actual deputat eșan. Deci, asta nu e... Nicio treabă. Nu, dar bănuiesc e pentru Neamț. Habar. Deci, nu? Da, de vreme ce vorbește de Neamț, da. E asta. Deci cine sunt oamenii ăștia? Pe cine trimitem? Pe cine votăm? Da, deci ar trebui să aibă un CV pus la vedere, așa, pentru dar a putea face... Comandă? Și nu spun de Pru, spun și de PSD, și de PNL, și de ZIM, frate, de orice formație politică. Păi, cine sunt? Ce recomandă? Ce recomandă? De exemplu, la PSD... La câți de membri de partid. La PSD... avem pe cine? Un tânăr care ar părea... Că sunt patru tineri. Da, păi l-avem pe ăsta din roman, ca să nu vorbim despre altcineva care nu cunoaște. Și Alexandru Rotaru. Da. Așa. Păi, cine... Și Virel Stan. Cine... da, e un profesor bun și uite, s-a dus în altă parte, nu e bine. La Alexandru îl cheamă? Da. Rotaru? Știi, ca în BD... Cine vă recomandă? Familia. Vocea și talentul meu. Da. Nu-l văd să se impună și nu văd să nu tragă pe interese proprii. Că aici e chestia. Că eu asta vreau. Dom'le, politicianul trebuie să fie pentru un interes al maselor. Nu al poporului. Nu poți să zici că ai să reprezinți tot poporul. Cât dar, o să fie până la urmă? Cât parlamentar? Da. Că se bătea apa în pâlpâ cu 300 de, cred că de 7 ani, de 6 ani. Tot dorim 300 și nu știu cum dracu, dar de fiecare dată alegem 700. Cred că o să ajungă, acum fiind pe liste, s-ar putea să mai coboare numărul de la 600. Cu toate că... Nu știu dacă... De ce vorbim? Vorbim de masa populară, poporul care este și grupulețul ăsta care nu reprezintă și măcar un 0,01% din... popor, din nație, corect? Și ăștia mulți își doresc 300 de parlamentari și nu știu cum dracu să face, frate, dar de fiecare dată ies 700. Pentru că nu au fost sancționați așa cum trebuie, pentru că oamenii încă sunt proști, neinformați, la modul acesta proști.
Înțelegi? Acum, datorită Sfântului Internet, cum zicea Florian Piteș, Dumnezeu să-l ierte, da, putem vedea că e mare grădina lui Dumnezeu, știi, cu proști. Da, e plină. Adică, știi, te întreb dacă e glumă sau e serios, știi, cu tipa care se întreabă dacă am gemene nas după 9 luni sau 18 luni. Da, mi-a plăcut aia. Știi? Ca să nu aibă urechile clăpăuge, să-i țină 10 minute că... cap copil. Azi ne-am pus căciuliță că a fost cald și deja văd că urechea dreaptă e mai mare. Deci, ăștia sunt oamenii care votează, da. Da. Acum, uite o chestie, deci că vin acele... România au avut un moment de unitate și de vedere, să zic așa, pe viitor, deci așa, când și-au dat seama că nu mai contează banii, când Ceaușescu a spus că le mai dă 100 de lei la salariu. Da, și atunci... Deci în momentul ăla și-au dat seama, băi, ne... facem ceva în suta ta, când magazinele erau goale, când lumea avea bani. Lumea avea bani, pentru că nu avea pe ce să-i cheltuie. Hai să nu mai folosim citea, mă, magazinele erau goale, bă, că nu erau goale, erau conserve. Erau conserve, creveți, da. Să mă, frate. Măi, erai micuț. Cum să fii deci, micuț, avem 15 ani la Revoluție. Bătea vântul, știi, prin... magazin lactate, găseai creveți. Care dintre voi poate jura cu mâna pe roșu că la 5 dimineața nu era plin magazinul de oameni? Băi, era plin. Băi, dar deci nu bătea vântul. Nu bătea vântul. Băi, era plin de oameni. Da. Și închidea ușa ca să nu fie curent. E. Da. Bun. Acum vine o lege, a trecut de Parlament, cu 102 taxe anulate. Da, da, da. Vroiam să vorbim și despre chestia asta. Nu sunt nebun să spun că nu mă bucură faptul că se anulează niște taxe. Dar, oare cât ne costă? Exact. Exact. Vorbeam, urmăream conferința de presă. Nu să ne coste mai mult decât... Fantastic de mult o să ne coste. 102 taxe, dar astea, măi, oameni buni, hai să lămurim. Cine a introdus taxele astea? Cine le-a introdus taxele? Taxele astea. Taxele au fost pe traseu, cel puțin una din ele. Aia care interesează pe români, și anume taxa Radio TV, aia există de... Bun, dar și celelalte taxe, deci unele sunt din ultimii 26 de ani. Da, mă, dar unele taxe nu se pierd, doar se transformă. Ele vor rămâne în continuare în vigoare, cum ar fi taxa auto, care hai să spunem că nu mai plătești ca tax auto, dar intervin ăia 5 bani, 10 bani la fiecare litru de combustibil băgat în rezervor. Tu îți cumperi mașină nouă, da, o mașină pe care ar trebui să plătești o taxă, da, și o plătesc și eu, nu? Taxa. Bineînțeles. Păi ce facem? Deci aici e chestia, bucurați-vă că, deci să gândim și să vedem. Și taxele astea. E o măsură populistă? Este. Clar. Retragerea anumitor taxe este... Băi, sunt niște taxe care sunt aberante. Există taxe care sunt aberante. Nu. Clar, și alea trebuiau... Din punctul meu de vedere, toate, scoase. Da? Hai să vedem legătura pe da, parcurs. Ne bucurăm ca fraierii la faza cu... Da. La firmituri și nu vedem... Ca fasolea cu cârnați de 1 decembrie. Da, da. Înțelegi? Ai luat, ai făcut mațul drug și după aia... Până la deci, Paște... Taxele alea există. Nimănui nu-i plac, mă, hai să-l recunoaștem. Da, nimănui nu-i plac taxele, scuză-mă, toată lumea putea să stea liniștită fără să plătească taxe, da? Problema este că din taxele alea, acum vrem, nu vrem, trebuie să admitem chestia asta, deși sunt multe aberante, sunt mari, sunt foarte multe la număr. Și îți pierd timp, îți irosesc timpul. Corect. Ei, din alea se fac niște treburi, că poate nu-s vizibile pentru noi. Ca și impact, am văzut că nu e un impact financiar foarte mare pentru bugetul... Păi, de altă parte, taxa Radio TV ducă-se, frate, cu cercul. De ce? Pentru că o plătește cablistul. El plătește în abonamentul meu. Plătește ceva, dar nu-i băgat în abonamentul de la cablu, nu-i băgat în mod clar taxa... Lăsăm la o parte chestia asta, scuză-mă. E băgat la curent. Vorbim de o televiziune, corect? Da. Vorbim de o televiziune care, chiar dacă este televiziunea publică, televiziunea națională, deși este o grămadă de televiziuni naționale, dar asta e televiziunea publică, trăiește pe bază de abonament. Principalul venit, nu publicitate, principalul venit al TVR-ului da, e din abonamente. Televiziunea națională, publică, da. Da. A fost mielul care a supt la două... Cu siguranță, 22, nu două. Nu, la două capete. Da. Pentru că lua bani și din taxă. Corect. Și pe reclamă. Corect, asta publicitate. Spun. Plus,
materialele. Plus că e faliment, nu? Plus că sunt niște cheltuieli care nu pot fi justificate. Exact. Și alte chestii. Ei, și atunci, de ce să nu spunem, am mai spus-o de 100 de ori, de ce să mențin o televiziune publică proastă? Nu e proastă, pentru că e proastă... În loc să o forțezi, să intri, să fie competitivă. E proastă din punctul nostru de vedere, dar pentru unii este motorul promovării. Da. Este ceea ce trebuie. Corect. Pentru că să nu își uităm face că treaba. În lipsa concurenței în 90 TVR-ul a manipulat populația la greu pentru în favoarea satanei. Corect. Dar nu, știi, vorbim, de ce, hai să vorbim serios de ce să nu forțez TVR-ul, Societatea Română de Radio și Televiziune, cum dracu se cheamă, să devină competitivă și să intre pe piață? Deci, fetele, să nu amestecăm televiziunea cu radio. Nu punem radio, punem televiziunea publică. Pentru că radio merge ok. Deci, cu toate că niște cheltuieli. Am discutat. Da, am mai discutat despre asta. Sunt niște cheltuieli imense, dar nu. Hai să o forțăm să iasă pe piață, să caute publicitate ca toată lumea, pentru că în momentul ăla se va întâmpla ceva și cu prețul reclamei, prețul minutului. Acum ne place, nu ne place, TVR-ul are, cred că de departe, cea mai mare audiență. Da. În materie de rating, nu rating, audiență, număr de persoane la care ajunge. Da, da? Că sunt sate comune întregi în România care nu au cablu, ca urmare Pro TV, antene și așa mai departe, nu există pentru am ei. Am antenele tigaie. Câte bunici își pun parabolică. Maică, nici nu-ți dai seama. În continuare, eu cred că TVR-ul ajunge în cele mai multe case în România. Nu, deci ajunge în toate casele din România. Da. Că dacă HBO sau indiferent, nu intră în pachet. Indiferent, deci TVR-ul, TVR-ul este în toate pachetele. În toate pachetele deci, există indiferent. TVR-ul. Deci vrei, nu vrei, ai TVR-ul peste tot. Corect? Și va rămâne un mijloc de informare fantastic TVR-ul. Da. În masă, informare în masă. Va rămâne fantastic. De ce? Bă, vrei, nu vrei, acolo se întâmplă. Însă toate kicks-urile pe care le-a dat în ultima perioadă, campionatele de fotbal, nu știu de care dracu, Eurovisionele, etc. Sunt kicks-uri. Niște bani pe care îi plătești către TVR, TVR-ul stă mersi cu mâna la ceafă, în ureche. Anul trecut. Și nu ți-aduce serviciile pe care le plătești. Anul trecut a fost catastrofa de la colectiv. Da. TVR-ul a preluat știrile. Deci n-a avut oameni acolo ca să informeze. Și atunci, de ce să nu forțez? Nu le mai plătesc nicio taxă, nu mă interesează abonamentul către ei. Vine pe cablu și îl plătesc la cablu ca orice alt, pentru orice altă televiziune. Da, e de discutat, dar aici eu am plecat de la cele 102 taxe propuse de Dragnea ca o măsură populistă care este. O să ne coste mai mult. Este. E că altfel nu venea frate acum în septembrie, în octombrie. Aveau tot timpul la dispoziție, deci au fost majoritari pe și aici ajungem la următoarea. Și dacă făceau treaba asta în primul an, dom'le, hai vină în primul an cu niște chestii de genul ăsta și peste 4 ani mi-arăți efectele benefice care le-am dar vezi că ăștia o să vină, și-a și trecut chestia asta, nu? Dacă am înțeles bine, a trecut prin Senat. Da, deci chiar în Parlament. Au dispărut taxele astea. Nu, trebuie promulgată de președinte. Ca președinte trebuie să fie idiot să facă treaba asta. Și o să-și atragă, bineînțeles, și oprobiu public. Păi președintele fiind legat de PNL, aici e o problemă. Da. Știi? Da. Că ce face el? O, neantul ce ne face? Da. Și apar discuții. Bineînțeles. Și ar putea să fie promulgată, dar o să fie atacat la curte, la Curtea Constituțională, la diverse chestii. Oricum, sindicatul din TVR o să iasă cu scandal, dar cu siguranță că cei de la radio cred că trăiesc mult din taxa radio. Posibil. Radio România Actualități, care ia și un post care ajunge peste tot. Dar nu punem numai Radio România Actualități. Mai am 20 de minute. Nu punem Radio România Actualități. Nu, terminăm imediat. Colegul Ciprian deja ne stresează. La toate România Actualități. Toate TVR-urile se ascultă, degeaba, se ascultă. Are, nu știu, audiență cât are, deci, dar la țară, sâmbătă auzi TVR Iașuși cu muzica populară, cu dedicații. Deci încă... Rulează, da. Rulează, bine. Dar hai să zicem, apropo, că plecase de la ideea cu de ce n-au venit mai devreme cu pachetul ăsta, cu propunerea asta, pentru că noi suntem români. Uite, mă uitam la domnul Gabriel Ploscă, lider al Federației Sindicatului Libere din Învățământ Neamț, care a fost invitat la interviu cu Flora Ordean. Și Gabriel Ploscă. Da, dacă n-a apărut încă emisiunea, urmează să apară. Zice domnia sa că știți că se pichetează puternic
chiar zilele astea, prefecturile, pentru că există o ordonanță, nu știu ce naiba, legea 20 sau ceva de genul ăsta, și că ordonanță 20-2016 legată de salarizare, etc., etc., etc. Băi, ordonanța asta a apărut undeva prin vară. Nu cred că a apărut acum de curând. Și chiar dacă a apărut acum de curând, nu pot să nu-mi pun întrebarea. Băi, e ceva la noi, la români, care ne oprește să facem protestele astea vara? Suntem în concediu. Tam, tam! Și aici intervine chestia. Mulțumesc! Noi, ca români, vara nu avem niciun eveniment important. Niciunul. Absolut. Nu avem. Am avut 23 august ca zi națională, nu ne-a plăcut, am mutat-o pe 1 decembrie, că atunci s-a întâmplat și pe vremuri românii erau. O să stricăm vara, frate, ca să ieșim la proteste. Nu, la vara mă duc la mare, mă duc în concediu, mă duc la Grecia, da. Mă duc la... Corect? În schimb, cum vine toamna, pum, proteste, zice că nu mai e ce face, te plictisești. Eu cred foarte mult în sindicate și în fața sindicatului. Dar, ca și idee teoretică, pentru că în practică avem sindicate de mare, mare, mare rahat. Valoare. Deci, da. Gabriel Ploscă este lider de sindicat de când știu eu, din 90... Lider de sindicat. Nu știu de când e domnul lider. Da, domnule, spune-mi ce ai făcut. Ce ai făcut pentru viitorul elevilor, copiilor, pentru profesori. Dacă și acum, deci, cum să spun, ca și idee, în școlile de la sat... Dar ce să fac, lider de sindicat, nu are nicio putere de decizie în sistemul de învățământ. Poate să iau, are putere de decizie în proteste. Sindicaliștii cer. Da. Și pe lângă ceea ce cer, deci că, în fine, deci că a fost, eu am o chestie, că am lucrat în învățământ, da? Am făcut grevă și s-a terminat greva, pentru că a fost o grevă manipulată de PSD, da? Am intrat cu gașca, zic, băi, haide că nu mă opun eu acum, vin eu... O să fiți spărgător de grevă, spărgător da. Spărgător de grevă, știi? Îmi pare rău pentru leuțul a dat pentru sindicat, văle, toată viața mea. Le-am dat degeaba rahaților, că altfel nu pot să le spun. Deci, gândește să începe o grevă, să cer niște drepturi și să se termine greva cu strâns de mână liderii de sindicat, animale așa. Perverse, că altfel nu pot să le spun, cu pierderea unor drepturi care deja existau înainte de grevă. Deci e grevă din 2000. Deci în aproape de campanie electorală, în iunie... Cum se anunță? Deci v-ați făcut grevă și ați pierdut la final? Și greva s-a încheiat cu da, că a fost o grevă așa, și cu pierderea unor drepturi care deja existau. Deci nu că am câștigat ceva la greva aia. S-au pierdut și drepturi care existau deja ale profesorilor. Și asta vreau să spun, domnule, vrei să lupți în profesori? Trebuia de la început, din 90, să spui de condiții, da? Să nu mai mergă elevii la WC-uri din curtea școlii. Să nu mai punem 90, 2000. Pentru că era nou nouț și nu știam... Bun, 2000 încolo, da, 2000 încolo, WC-uri în curtea școlii, încălzire cu sobe cu lemne ineficiente pentru o sală de clasă, pentru o clădire de școală ca să învețe ca lumea. Deci chestiile astea, dacă începeai să faci treaba asta, să fie bine și elevilor și profesorul, când intri în clasă, să nu intri îmbrăcat gros, să nu găsești elevii îmbrăcați gros, să nu fie nevoiți elevii să iasă în niște WC-uri din secolul 18 și așa mai departe. Trebuie să te opresc. Nu, Gabriel, plus că îți va face ție budă în școală. Acolo există un director de școală, există o relație cu primăria. Sindicatul trebuie să pună presiune la nivel general. Ca să ce, mă, să se facă investiții în învățământ pentru condiții profesori. Pentru că vorbim de săptămâna securității și sănătății în muncă, da? Și vorbim despre profesori care s-au îmbolnăvit în săl de clasă, despre elevi care s-au îmbolnăvit la școală, da. De frig, elevi care au murit în WC-ul. Adevărat. Deci există, e realitatea asta. Există, elevi care au murit pe terenul de sport, că a căzut bara peste ei. Bun, peste asta ei. E în Republica Moldova, dar e altă poveste. Nu, 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 și la noi a fost. Deci și la noi, poate știți vreun caz recent acum din Republica Moldova. Acum dar... a murit unul la ora de sport. Nu, eu spun de un accident petrecut acum 2-3 ani. A. Deci tot la noi, în România. Da. Înțelegi? Păi și ce treabă are sindicatul? Sindicatul trebuie să lupte pentru tot ceea ce înseamnă loc de muncă, da? Corect. Da? Nu numai tu, ca lider de sindicat, să împarți bilete cu reducere la neamuri. Înțelegi? Aha. Nu tu, ca lider de sindicat... Bine, asta tu le știi, sigur.
Nu, mă refer la nivel național, că au fost okay. câțiva deci, lideri de sindicat care au fost luați și cercetați de DNA și stau la ZDUP cu averi incomensurabile. Da, au fost cazuri prezentate în presă, corect. Și, cum să spun, dovedite în instanță și logic. Da, dar ține cont, eu încerc să spun că nu e numai problema sindicatului. Sindicatul ar trebui să lupte pentru un anumit set de reguli, dar administrarea unei unități școlare ține de... Cum cer eu unui director să facă demersurile pentru investiții în școală? Asta e problema lui, asta deci, e ce ai pus deci, acolo. Cum cer? Cer împreună cu membrii, cu toți colegii, cu membrii de sindicat, da? Da. Deci dacă toți suntem membri de sindicat, pentru că... Aș băga mâna în foc pe o chestie, că aproape toți profesorii sunt membri de sindicat. Deci 90% dintre profesori sunt membri de sindicat. Nu știu care adică e numărul, da. Adică Leuțul se duce la sindicat acolo. Da. Dom'le, stai așa, eu vin în școală și este frig. Băi, stai așa o clipă, nu ne nărocim copiii oamenilor în frig, nu ne nărocim noi în frig. Înțelegi? Deci aici e chestie, deci amplu, să vedem pe viitor. Asta e. Mai avem o știre? Mai avem, da. Și cred mai că ne apropiem timp? De final. Că asta ar fi și ultima, că se leagă două știri după alta care se leagă. Vorbim de Vasile Balcan de la Marsat, directorul Marsat, pe care l-am avut invitat în emisiune, tot interviu cu Flor Ordean, de altfel și singura emisiune care mai rulează pe lângă Retrospectivă la Roman 24. În continuare spun lipsa de personal, spune cuvântul. Forța de muncă din Basarabia, spune domnul Balcan, va fi singura salvare a agriculturii din România. A doua știre care se leagă de asta este locuri de muncă gârlă, frate, în județul Neamț. Locuri de muncă gârlă, s-a făcut bursa locurilor de muncă, unde 300 și ceva de locuri de muncă scoase la concurs, 140 de vizitatori. Ce se întâmplă? Nu mai avem oameni sau îi doar la pască și nu vor să muncească? Ok. Stomacul meu, dacă l-auziți, microfoanele sunt foarte bune. Al meu a început să cânte. De prea multă cafea. Da. Ce să zic? Sau sunt nemulțumiți mergând pe ideea, frate, dacă mă angajez pe zona Roman, zona Neamț, mai mult de 800 de lei nu o să-mi iau oricum. Și nu merită. Mai degrabă stau cu 400 acasă, dacă iau 400. Bun. Pe cineva cu o vechime de 10 ani cu o calificare într-un anumit domeniu, poate îl înțeleg că n-ar vrea să coboare ștacheta și are alte treburi aranjate. Pentru cineva care a ieșit de pe băncile școlii, dar n-are pic de experiență, domnule, trebuie să iei un start. Undeva trebuie să ieși în fața porții și împletești ceva, faci ceva, da? Da. Ca să fii văzut, să te specializezi, să arăți că poți să pui în practică cunoștințele teoretice din școală, poți să ai îndemânarea pentru a face anumite lucruri. Așa. Este o problemă de abordare. Deci, am mai spus aici că am întâlnit pe cineva inginer zootehnist, da, și nu merge să lucreze la porci că miroase urât. Da. Păi, ce te-ai făcut inginer zootehnist? Să te duci, deci, ca și tânăr absolvent, clar, ai niște locuri de muncă care nu sunt foarte bine plătite. Dar, clar... Asta mă duce la bancul ăla, stai puțin. Cât e salarizarea? Păi în primul an 1000 de lei, după 2 ani 1500 de lei. Bine, hai că vin după 2 ani. Da, da, mai e o chestie care trebuie să o spun tuturor. Te-ai dus, te-ai angajat și din postura de angajat, altfel poți să te duci să aplici pentru alte joburi. Altfel discuți la interviu. Deci dacă ești deja angajat, te poți duce mai... Altfel, psihic. Psihic vorbim. Și altfel poți să negociezi, pentru că tu ai deja un loc de muncă. Cel care vrea să te ia... Da? Deci nu gândim de patronie, nu ne gândim la patronie care spun, dar de ce anume vrei să pleci de dincolo? Și imediat pleacă cu ideea, ești un angajat prost, probabil. Nu, vreau ceva mai mult. Îmi oferi mai mult, vin la tine. Deci aici adică ești mercenar, deci te angajezi, dar dacă vine altă firmă și se oferă mai mult, mă lași cu... Eu sunt ăsta, mă vezi, da? Știu să fac treaba asta. Ai văzut, da? Am experiență. Eu lucrez. Tu ai, ai nevoie de forță de muncă ca să-ți pui asta? Îmi dai mai mult decât îmi dă ăsta? De ce să vin la tine? Păi îți dau același salariu, dar îți ofer niște condiții mai bune. Nu mai lucrezi în fric cum lucrezi la firma cealaltă, nu mai lucrezi 10 ore pe zi cum lucrezi la firma cealaltă, vei lucra... Bun, deci vorbim de lipsa persoanelor care să-și dorească locurile astea de muncă, e... De ce?
Până mai multe cauze. Mai multe cauze. Una unii nu vor. Că nu vor. Alții să se mulțumesc cu foarte puțin cu ajutorul social. Și foarte mulți care este... Și stau la bibliotecă. Da. Așa, până li se tulbură vederea. Înțelegi? Și citesc. Biblioteci nu avem foarte multe. Deci când am văzut postarea... Și nici cărțile nu scumpe. Când am văzut postarea lui Godină, polițistul Godină, da, că a întrebat pe editor, bă, dar de ce în Teleorman nu e niciun contract ca să vindem o carte pe acolo? Da, că omul câștigă niște bani, da, nu mai lucrează în poliție și câștigă bani din cartea scrisă de el. Răspunsul a fost interesant. Păi nu este nicio librărie. Da. Ca să avem contract. Bine, și a apărut polemici și discuții și s-a întins și s-a văzut că în Vaslui sunt două librării, că nu știu unde sunt. Alții au venit și au spus, stai domnule, că noi vindem cărți în județ acolo, cum spunea Dragnea, în Teleorman. Dar nu sunt librării. Sunt niște puncte. Că cărți găsești la benzinării. Da, găsești. Așa. Bă. Și o chestie făcută de băieții de la Europa FM, că acolo am auzit și trebuie să spun că de unde am auzit. Deci, o chestie unde sunt puține librării sau nu sunt librării, șomajul e foarte ridicat. Da, este vreo legătură? Da. Este vreo legătură? Chiar este. Deci, sărăcia și asta, deci o chestie. O, Doamne, iar, uite, vezi, am lăsat un subiect, vreau să-l las pe mai târziu și acum e prea târziu, deja coaliția salvăm, am intrat în perioada în care uniți salvăm. Da. Indiferent ce, uniți salvăm. Da, suntem români și nouă ne place să spunem că uniți salvăm, dar eu în continuare aștept miracolul în care românii chiar să fie uniți, în primul rând. Și după aia să începem să salvăm. Pădurile, Covasna de București, Oradea de București, salvăm uniți tot. Bun. Dar putem desfășura toată campania electorală cu... Da, dar vreau să terminăm și asta nici măcar nu era trecut aici, îmi pare, nu am zis că o țin pe final și uite am ajuns la final. Uniți salvăm familia dintr-un bărbat și o femeie. S-a pronunțat curtea pe cererea s-a urmează să se modifice sintagma din Constituție. Familia este formată nu din soți, ci din bărbat și un bărbat și o femeie. Bun, că s-au depus acele 3 milioane de semnături. Deci în momentul ăla deja s-a încheiat, s-a terminat. Da, nu este încă. Ce a spus Curtea Constituțională pe legile care există acum? Pentru că sunt cei doi... Încă s-a mai spat oamenii. Nu vezi că a început o campanie puternică. E peste tot pe internet. Uniți, salvăm, susțin familia normală. E o chestie. Fete, deci și mie și ție ne plac femeile. Da. Nu e rău. Fine, tu nu ești însurat? Te bucur. Când îți plac femeile, dar ești însurat, atunci e o problemă. Da. Ce puțin cu nevastă ta. Dar întrebarea mea este în felul următor. Deci, cuplurile gay. Da. Nu pot să facă copii. Nu. Bun. Și totuși cum se mulțesc așa? Și aici vine chestia pe care bat eu. N-am nicio problemă cu fiecare cu ce-și... cum își folosește posteriorul. E problema lor. Da. În schimb, mă gândesc la următoarea chestie. La ipocrizia din susțin familia, vreau normalitate, susțin familia într-un bărbat și o femeie, vreau normalitate. Rata abandonului copiilor vine din ghici. Familiile formate din bărbați și femei. Da. Niciodată un cuplu de ghii nu și-a abandonat copilul. De ce? Una că nu-l au, n-au posibilitatea să-l facă. Bun. Dar și-l doresc. Toți copiii abandonați în spitale, în orfelinate, pe stradă, la cerșit, aparțin familiilor normale, dintr-un bărbat și o femeie. Care să spună, băi, știți ce, doi bărbați sau două femei pot forma o familie. Unde dragostea parentală poate exista, da, ca și într-o familie formată dintr-un bărbat și o femeie. Ne dându-le posibilitatea să fie o familie, le oprești și posibilitatea de a înfia. De a adopta. Bă, e un subiect amplu. Foarte și amplu. Nu putem discuta nici într-o oră, nici acum pe final. Da. Pe asta. Care merge foarte mult la mentalități, la modul de a accepta o realitate. Înțelegi? Pentru că... O concluzie clară, că oamenii vor rămâne împreună, că ne place sau nu ne place, că sunt o familie Exact. Scârți. Și cum să spun, găsești comportamentele acestea normale sau deviante, cum nu știu să le apreciez așa, le găsești și la oameni cu o educație așa și la oameni fără nicio educație. Au fost și pe timpul comuniștilor și când era înfierat prin codul penal Și nu a dispărut. Era pe DTTV.
Da, vorbesc de Ion Chian Mihalea. Da, și n-a dispărut, n-a dispărut. Deci, cum să spun, au fost decimații, da? N-au dispărut. Există. E o chestie. Bine, acum am înțeles că e la modă cumva, știi, că vorbea, spunea Ciprian Mancaș pe internet, că nu pot să nu le iau în seamă că omul este un puternic susținător al familiei tradiționale. Să spun normale, tradiționale, da. Dar religios tradiționale. Da. Că înainte de religie, cel puțin asta creștină, existau homosexuali și familii normale. Clasice, femeie, bărbat, na, nu știu cum să zic. Da? Da. După aia a apărut creștinismul și a devenit un fel de asta e, așa trebuie. Da, bun. Hai să zicem că ca și idee venit așa pentru protecția rasei. Da? Da. Pentru că asta e modalitatea ca rasa să supraviețuiască. Altfel... Da. Dar uite, mă, că leoaicele au grijă de pui, nu leu mascul. Da, trebuie să aibă loc... Două leoaice. Mai întâi trebuie să aibă loc în perechiere, evident, da. Dar leoaicele, bun. Două femei, au grijă de pui. Că, subiectul e foarte mare și ți-am spus, cred că am mai discutat o dată despre care ar fi bătaia pe termen lung sau foarte lung. Știi, pentru că în momentul în care sunt recunoscute familiile astea, după aia vine pasul următor să poată avea, să poată înfia copiii. Da. 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 După aceea o să vină pasul următor că medicina a evoluat și evoluează în continuare de a avea copii. Și femeile, cuplurile de lesbi, de lesbiene. Lasă-mă, frate, că un bărbat nu se rămână gravid vreodată. Deci copilul făcut, cum spunea cineva, la borcan. Aia vorbim, da, de totul altceva. Undeva trebuie să fie o parte feminină. Nu vrei. Da, fii atent aici, ca și idee, că ce îmi spunea persoana respectivă. Și încheiem după aceea, da? Da, să discutăm subiectul, da. Nu ne mai permite timpul. În momentul în care se va putea face copilul la laborator, cu implicarea femeii purtătoare, mamei purtătoare, la un moment dat, nu, că nu va fi făcut în borcan de la cap la coadă, da? Cuplurile gay vor cere, în mod sigur, domnule, stai așa o clipă, bun, cum va fi copilul? Să aibă... A, te-ai dus prea departe. Nu, da, aici e ideea. Dar ce, mă, tu ți-ai dori un copil bolnav? Ia să puțin. Vorbim de chestii normale. Deci, chestia asta, înălțime, greutate, să nu aibă boli, nu știu ce, se umblă pe cromozom, da? Da. Și se face treaba asta. În momentul... Și unde e partea proastă? Nu. Și partea proastă vine după aia, după următorul pas care îl reprezint acum. Cuplurile normale vor spune, stai așa, dacă ei fac copii așa... Hai să spunem hetero, nu normale, că... Da, hetero. Vor spune și ele, băi, și noi trebuie să avem copilul așa cum trebuie, ca să lupte în viață cu... Da, sigur că vor fi milioane de tradiționali. Și în momentul în care se va ajunge să se generalizeze pentru lucrarea care va trebui să iasă, da. Din momentul ăla va începe și un control al statului asupra nașterilor. Stai așa, dacă vrei lucrat așa, atunci numai două nașteri sau trei nașteri. Ce ar fi foarte bine, că suntem prea mulți oricum. Aici apar discuții, pentru că, cum spun, sunt teorii care spun că, domnule, pe pământ ar trebui să fie numai 500 de milioane de oameni. Da. Că oamenii de afaceri ar susține treaba asta. Zic, eu dacă sunt om de afaceri și fac mașini, m-aș bucura ca din 5 miliarde să fie numai 500 de milioane? Te-ai bucura să le poți oferi tuturora din cele 500 de milioane absolut orice le trebuie. Stai așa o clipă. Deci eu, ca om de afaceri, eu vreau să vând pâine. Da. Cât câștigi dacă vând 500 de milioane de pâini? Cât câștigi dacă vând 7 miliarde de pâini? Vasile, tu vinzi oricum același număr de pâini, pentru că sunt o mulțime de state în lume care nu au acces la pâinea ta oricum. Mă refer la general, pentru că populația nu va scădea numai într-o parte și deci va scădea unitar teoretic peste tot. Și ăsta e un subiect interesant de vorbit de agenda 21. Deci, ca și teorie, pentru că eu nu cred în teoria asta că, domne, noi vrem să fim mai... Nu, pentru că noi deja ne uităm spre planeta Marte, ne gândim la o colonizare a planetei Marte. Da, și, care costă mai puțin decât 53 de kilometri de autostradă în România. Comarnic Brașov, da. Deci, mintea omului nu stă, caută soluții, putem evolua, putem să ne mulțim de 10 ori mai mult decât până acum. Nu noi doi. Nici așa. Cu borcanul, adică, scuze-mă, prefer să nu. Da. Un singur neamț pe planetă e de ajuns. Da. Deci,
subiectul este amplu. Foarte. Și nu putem și aș vrea să-l discutăm la un moment dat mai pe larg și aș prefera să avem și alt punct de vedere aici, poate, Doamne feri, un preot. Dar ar fi interesant de vorbit cu unul cu care să poată vorbi. Dragilor și dragilor, trebuie să oprim aici. N-avem variantă. Weekend plăcut. Weekend minunat. Puțin soare, ci că va fi sâmbătă. Profitați de el. Da, serios? Așa am văzut pe prognoză. Vai, vreau. Puțin nu soare pot. După un nor. Vreau. N-am văzut să ne vedem soare de câteva zile. E plafon de nori. Dar am stat în ploaie într-o zi. Hai. Rămâne să ne vedem săptămâna viitoare la altă retrospectivă a săptămânii. Sper unde vom trece și prin subiecte, probabil. Să nu lipsesc eu sau da, să nu fie altă problemă. Colaborarea cu Roman24.ro rămâne deschisă, cine își dorește, cine poftește, cine crede că poate veni cu o soluție, cu o propunere, luați legătura cu noi. Aici. Aici. Un loc de muncă. Da. Toate cele bune, să fim sănătoși, ne vedem data viitoare. La revedere!